Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Astăzi discutăm despre un subiect foarte interesant, foarte, foarte, foarte interesant, mai ales că e unul care se schimbă în vremurile care trăim. Adică subiectul ăsta acum, să zicem, 50 de ani era într-un fel, acum 100 de ani era într-un fel, astăzi îl trăim în alt fel, peste 50 de ani cine știe ce se va întâmpla, iar peste 100 de ani la fel. Cert este că e un subiect prezent în viața fiecăruia dintre noi la un moment dat, așa, adică nimeni nu scapă. Nimeni nu scapă. E adevărat că mulți îl privesc așa cu foarte multă frică și îl privesc într-un mod din acesta mai fantasmagoric, se gândesc la niște scenarii din acestea când se gândesc la el, se gândesc că mamă ce o să se întâmple, cum se întâmple, dar adevărul că e pură matematică, adică toată lumea trece prin, e matematic, la o anumită vârstă se întâmplă niște tranze. Vorbim despre criza vârstei mijlocii, vedeți? Emisiune realizată pe Mercur retrograd, așa se întâmplă. Deci despre criza vârstei mijlocii. Da. Bineînțeles, ne referim undeva la vârsta de 40 de ani, că și din punct de vedere psihologic, dar și din punct de vedere astrologic, cam aici apare acea criză. Îi spune criză pentru că apar schimbări din acestea peste noapte, total diferite, și de multe ori îi judecăm pe cei care trec prin aceste crize, uitând că poate și noi trecem. Fiecare are criza lui. Fiecare are, în jurul acestei vârste de 40 de ani, fiecare trece printr-o criză. Nu trebuie să faci ceva ieșit din comun, nu trebuie să faci ceva să apară la televizor, nu trebuie să faci ceva să discute toți vecinii sau să bârfească toți colegii. Poți trece prin anumite transformări interioare, nu trebuie neapărat să fie exterioare. Cert este că, din toate punctele de vedere, în jurul vârstei de 40 se întâmplă ceva. Se schimbă ceva, se declanșează ceva în noi. Și sunt mai multe tranzite astrologice importante în acest sens și vreau să vi le spun, să vă pregătesc în cazul în care vă pregătiți să ajungeți acolo, să știți despre ce e vorba dacă vă aflați acum în această criză sau dacă ați trecut de ea, să înțelegeți și din perspectiva acestui domeniu cam ce au vrut astrele să vă arate sau cam ce ar trebui să înțelegem. Pentru că noi de cele mai multe ori trecem prin viață și trecem așa, ca gâsca prin apă, fără să ne gândim și la partea aceasta de conștientizare. Se zice, domnule, a fost evenimentul ăla, dar eu am învățat ceva, am simțit ceva, am procesat ceva diferit acolo sau doar am schimbat ceva extraordinar, dar după care am plecat către viață iar așa, fără să-mi dau seama să gândesc mai mult. Adică, efectiv, știi cum e. Știți cum sunt oamenii aceia care mănâncă și nu au gust. Mănâncă. Efectiv, bagă în ei, adică nu că neapărat mult, dar mănâncă fără să simtă gustul mâncării. Bine, aici pot fi foarte multe explicații în spate, da? Nu judecăm, da? Dar efectiv mănâncă. Și noi putem trece prin aceste evenimente din jurul vârstei de 40 de ani și să trecem ca gâsca prin apă și să nu înțelegem nimic din ele și până când vin alte evenimente, alte crize, pe la vreo 51 de ani și undeva spre 60 de ani, să ne mai lovească niște alte chestiuni și să ne dăm seama, Doamne, ce bleg am fost că atunci n-am fost mai atent sau m-am păcălit din nou. Bun. În primul rând, să ne aducem aminte așa, de următoarele situații. În jurul vârstei de 29 de ani știm că ne confruntăm cu întoarcerea lui Saturn. Acela este un eveniment marcant în viața noastră. Fiecare are atunci, unora le place să spună cumpăna, mie îmi place să zic un proces de maturizare. Pentru unii acest proces de maturizare poate să fie unul prielnic, dacă sunt pe drumul care trebuie, pentru unii poate să fie un proces foarte neplăcut, dacă nu sunt pe drumul potrivit. Da? După care, la 36 de ani, avem ceea ce se numește întoarcerea nodurilor lunare. Noi mai avem o întoarcere undeva pe la 18 ani, dar suntem mici, abia ne desprindem un pic de familie, dar nu prea înțelegem ce se întâmplă cu viața atunci. Încă mai se întâmplă ceva în creierul nostru, mai creștem, ne mai dezvoltăm. Ele, undeva la 36 de ani se întorc nodurile lunare, cele care au legătură cu destinul și cu karma, cum vor mulți să le spună, este de fapt o linie cu care tu te naști. Din punctul meu de vedere, cred că dacă ați mai văzut emisiunile mele, mă refer la nodurile lunare ca la niște tipare transgeneraționale sau ca la o linie pe care ne-o dăm sau ne-o dă familia din spate. E o discuție foarte largă, există emisiuni pe care le-am realizat, voi mai realiza. Deci undeva la 36 de ani, drumul ți arată, viața ți arată drumul ăla, da? Că ți arată dacă
dacă ai, te-ai dus pe drumul potrivit la 29 de ani, te lasă să construiești și îți arată asta este viața autentică. Și dacă nu te-ai dus acolo unde trebuie, o iei puțin razna în jurul vârstei de 36 de ani și te super pe viață din nou. Deci avem întoarcerea lui Saturn de la în jurul vârstei de 29, avem această întoarcere a nodurilor în jurul vârstei de 36, după care, cu cât ne apropiem de 40 de ani, să zicem așa, chiar și pe la vreo 38-39, așa spre 40, ce se întâmplă? Pluto face careu cu Pluto din harta natală. În primul rând trebuie să-ți amintesc că Pluto este ultima planetă din sistemul solar și că ia undeva la 248 de ani să facă întregul cerc zodiacal. Da? Deci mult timp stă Pluto în jurul Soarelui, stă mai mulți ani în fiecare zodie și să mă asigur, da, 248 de ani, da? Și face careu, adică face un unghi de 90 de grade cu Pluto din momentul nașterii, da? Că un singur careu trăim între noi, fie vorba, că dacă ia 248 de ani, împarte și tu 248, să nu ne gândim că ni se face rău. Bun, deci avem careul lui Pluto cu Pluto. După cum vă spuneam, începem să le resimțim pe la 38, 39, 40, poate unii mai devreme, pentru că e în funcție de generații, da? Ei, cine este Pluto? Pluto este, dacă țineți minte, Hades. Era zeul adâncurilor, era zeul morții, da? E fiecare dintre noi, pe la 38, 39, spre 40, trece printr-o moarte. Moartea aceasta nu trebuie să fie neapărat fizică, nu mori, dar efectiv moare ceva din viața ta. Moare o relație, moare un loc de muncă, moare poate compania pe care ai construit-o sau poate chiar moare un om important din familie, nu neapărat tu, dar cineva din apropiere. Și efectiv fiecare trece printr-o transformare puternică, pentru că Pluto testează foarte mult la nivel psihologic. Aș putea spune că zdrobește ceea ce tu ții, nu știu cum să spun, ții putred în tine, ții ceva ce putrezește de ce. Dar duci cu tine, nu contează că nu ești bine într-o relație, într-un job, nu. E, dar Pluto care o Pluto îți ia ceva din viață. Majoritatea oamenilor pe la 38 spre 40 pierd ceva. Pierd ceva și doare pierderea. Și doare și... Știi cum e cu careul Pluto? Careul Pluto? Primul careul Pluto din viața noastră este... Cum aș putea să spun? E zdrobitor, e cumplit pentru unii, e plângi ca un copil din ăla că ți se ia jucăria, tu uitând că ai o vârstă, corpul tău a trecut deja prin niște schimbări, prin niște transformări, că poate ai copii, poate ai avut niște probleme de sănătate, te pregătești de o vârstă, da, și trebuie să-ți dai seama că modul tău de a trăi de dinainte, dacă nu era potrivit, trebuie să moară. Și de cele mai multe ori se întâmplă lucruri în interior, dar asta în urma unor evenimente. Da? Deci careul ăsta Pluto, primul careu al lui Pluto din viața noastră, da? În jurul vârstei de, după cum vă spuneam, și pe la 36, 37, de 38, dai să zicem în jurul vârstei de 38 spre 40 acolo, ăsta te zdrobește și scoate din tine toate fricile, frica de boală, frica de moarte, frica de a rămâne fără bani, frica de a muri de foame, frica de a pierde familia, frica de război, frica de orice în lumea asta. Da? Te confrunți cu multe frici ca să-ți dai seama că totuși ai o putere, ai o forță interioară, ai capacitatea de a reveni sau Pluto care o Pluto, da, poate să se joace și cu sănătatea ta, ca să-ți arate că trebuie să fii mai puternic, trebuie să ai mai multă încredere în tine și trebuie să ai mai multă grijă de tine. Da? Și trebuie să aveți grijă la acest Pluto care o Pluto. Dacă vă ia pe nepregătite, în jurul vârstei de 38-39 de ani, să știți că ăla e momentul cel mai potrivit să acceptăm că nu suntem stăpânii lumii. Momentul în care acceptăm că viața nu e așa cum vrem noi și că avem un oarecare liber arbitru, dar unele lucruri se întâmplă, nu știm de unde și cum. Ăla e momentul să lăsăm capul jos, da? Și să vedem de unde vin fricile respective. Deci gândiți-vă la ideea de moarte, la renaștere, la regenerare, da? La a scăpa de ceva ce este putred în viața noastră. După care, dragii mei, cu cât ne apropiem de 40-42... Cu ce începem? Începem cu altceva. Deci după ce trecem cu Pluto care o Pluto, ne dăm seama că relația în care suntem nu e aia bună, soțul, soția nu stăia buni, locul de muncă nu e ceea ce îmi trebuie, sănătatea corpul nu mai funcționează ca altă dată. Adică situațiile astea pe care la început
ne e rușine să le recunoaștem. Pe dinăuntru știm că nu mai sunt, că nu sunt exact ce am avut noi nevoie, dar și ne, avem tot felul de frici pentru că ne pregătim de o transformare. Pe urmă, ce credeți că vine? Opoziția Uranus. Și asta se întâmplă tot așa, spre 40-42 de ani, în funcție de generație. Ce se întâmplă pe Uranus, opoziție Uranus? Să ne aducem aminte. Uranus ia 84 de ani să facă, da, rotația totală în jurul Soarelui. Da? Deci la jumătatea acestui tranzit, 40 spre 42, când începe să simțim încă de pe la 40, face opoziție cu Uranus din harta natală, adică un unghi de 180 de grade. Bun. Cine este Uranus? E planeta independenței, planeta revoluției, planeta rebeliunii. Da? Și pe la 40 spre 42 de ani, mulți dintre noi o iau razna. Da. De ce? Știți ce se întâmplă pe la 40-42 de ani? Apar divorțuri, femeile care au avut grijă de familie, așa dintr-o dată se gândesc că vor să facă o nouă facultate, vor să iasă și ele în față, că au crescut copii, au avut familie, iar bărbații, tot așa, după ce divorțează, își iau iubite mai tinere, își iau mașina aia cea mai tare, cea mai mare. De ce? Pentru că ne rupem de ceva, unii se rup în mod armonios, decid să intre într-o zonă de libertate, pentru că au momentul acela în care conștientizează că au trăit sub rigorile societății. N-au trăit liber. Că asta face Uranus, opoziție Uranus. Dom'le, m-am căsătorit că mi-a cerut societatea. Am făcut un copil repede, dar nu m-am gândit dacă îl vreau sau nu. Sau am făcut facultatea aia pentru că mi-au zis părinții sau mi-a zis familia, mergi mai departe și fă tradiția. Sau am făcut, nu știu, am rămas în țară sau am plecat din țară tocmai pentru că n-am știut să mă gândesc la ce-mi doresc eu cu adevărat. Și Uranus, în opoziție cu Uranus din momentul nașterii, îl declanșează, zice, eliberează-te. Problema cu Uranus este următoarea, că el dacă nu este controlat și nu este echilibrat, poate să ia mințile. Poate să ia mințile serios. E și planeta adevărului și poate să-ți arate și cine ești tu cu adevărat și să nu-ți placă. Și încep să faci operații estetice, pentru că încep să-ți dai seama că și îmbătrânești. Dar nu e vorba doar de faptul că îmbătrânești, cât mai degrabă vrei să șochezi. De ce? Pentru că ai trăit până la 40 de ani, cum ți-a cerut lumea, familia, societatea și dintr-o dată vrei să șochezi. Asta face Uranus, opoziție cu Uranus. Și șochezi prin modul de gândire, prin modul de a te îmbrăca, prin modul cum arăți, prin cum te raportezi la ceilalți. Pe de altă parte, e foarte important să știm în harta natală unde avem Uranus, da? În ce casă avem Uranus. Pentru că Uranus va face opoziție acolo și acolo aduce o rupere, acolo aduce o declanșare, o eliberare, o independență. Te rupi de acolo, da? Că dacă e în casa carierei și Uranus, na, vă dați seama, ca Uranus să facă opoziție cu Uranus natal din casa 10, ar trebui să treacă prin casa 4. Deci va schimba ceva în mediul tău familial, zona imobiliară, ori te muți, ori îți faci o familie și nu o să mai poți să ai cariera de dinainte, slujba de dinainte. Și va trebui să apară undeva o eliberare, o rupere, da? Deci întotdeauna contează unde avem în harta natală Uranus, acolo apare o eliberare, da? Depinde de noi. Dacă, de exemplu, suntem uranieni în harta natală, adică dacă avem marcaj din acesta de Uranus, de vărsător, da? Nu o să resimțim atât de mult această opoziție, da? Dar dacă nu avem marcaj uranian, opoziția Uranus cu Uranus natal, credeți-mă, știți, nu știu cum, dar eu când eram mică tot auzeam prin jur, iau-te-o și pe aia divorțat, iau-te-l și pe ăla la torazna, dintr-o dată are nu știu câte femei. Efectiv, și e foarte curios, bărbații care au trăit toată viața celibatari și sunt foarte singuri, foarte liniștiți, ei nu se căsătoresc, ei nu fac copii, îi trăznește. Uranus, opoziție, Uranus îi trăznește de nu se văd. Și ăia care nu v-ați fi gândit să se căsătorească, să facă copii, dintr-o dată au toată viața aventuri, s-au distrat, dintr-o dată devin foarte conservatori, foarte serioși. Da? Iar cei care au fost prea conservatori, prea liniștiți, da, trec în extrema cealaltă. Cam așa se întâmplă cu Uranus, opoziție, Uranus. Deci dacă e într-un mod dezechilibrat, șocăm. În jurul vârstei ăsteia șocăm. Ne vopsim cum n-am vopsit, ne facem tot felul de lucruri, ne îmbrăcăm cum nu ne-am îmbrăcat. Dintr-o dată vreau să mă îmbrac ca un adolescent, vreau să trăiesc liber, vreau să trăiesc rebel. Dacă n-ai făcut asta în anumite doze de-a lungul vieții, Uranus opoziție, Uranus te duce dincolo. Problema, mai este o problemă la
opoziția Uranus-Uranus este pentru că este că mulți se duc spre zona spirituală. Încep să-și dea seama după careul Pluto, careul Pluto, că nu avem noi control asupra lumii și că nu e doar materialul, încep să-și dea seama că mai e ceva dincolo. Și o să vedeți mulți oameni că încep să se bage în domeniile acestea ezoterice, în domeniile spirituale, se duc către religie. Știți, momentele alea în care, și nu doar aici, mai urmează un tranzit foarte important de care vom discuta, dar se duc în căutarea adevărului. Și iarăși, dacă au fost echilibrați de-a lungul vieții cu Uranus, dacă l-au mai gustat din când în când, se vor duce echilibrat. Vor testa, se vor juca, vor îndrăzni, vor experimenta, dar nu o vor lua razna. Dar dacă de-a lungul vieții ai fost prea strâns, prea conservator, după o vârstă poți să o iei foarte razna cu Uranus, opoziție Uranus, mai ales la nivel mental. Da? De-aia, în jurul acestei vârste, sănătatea mentală e foarte, foarte sensibilă. Trebuie să avem mare, mare, mare grijă. Și cu Uranus, opoziție Uranus, rupi relațiile la care nu te-ai fi gândit, pleci din țară, te întorci în țară, schimbi casa, vinzi casa, alegi să trăiești, că ai văzut un documentar cu unii care trăiesc în vârful muntelui și dintr-o dată îți dai seama că mai e și altceva în viața asta, nu doar ce trăim noi material și zici gata, mă duc dincolo și trăiesc altfel, da? Dar atenție, trebuie să avem grijă la echilibru. Deci după ce am avut Pluto care o Pluto și ceva moare în noi, da? După ce am avut Uranus, opoziție Uranus și ne eliberăm, efectiv, da? Ne detașăm, ce credeți că vine, după ce am avut și noi curajul să recunoaștem că nu suntem pe drumul care trebuie, după care ne-am eliberat și când trăim ca niște adolescenți, așa de nou, da? Aoleu, se apropie sfârșitul, aoleu, așa, ce credeți că vine? Ce credeți că vine în jurul vârstei de 42 spre 44? Neptun care e un Neptun. Să nu uităm un lucru, lui Neptun ia 164 de ani să facă roata. Împărțiți-l. Primul careu e prima dată când face 90 de grade cu Neptun din harta natală. Și aici, dragii mei. Ce e aici? Păi ce să fie aici? Confuzia maximă. Haos. Rămâi dezamăgit de lume. Rămâi dezamăgit de familia în care te-ai născut, de parteneri, de job, iluzii. Haos. Nu mai știi, cred în Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu. Sunt ateu, nu sunt ateu, am crezut, aici e un moment foarte ciudat. Odată pentru că dacă pe Uranus, opoziție Uranus, cât de cât am gestionat, aici e un mare test că s-ar putea să fie momentul în care zic, domnule, m-am drogat toată viața, o fac aici, nu am plecat pe muntele nu știu care, o fac aici. Dintr-o dată uram biserica și dintr-o dată mă fac cel mai bisericos om, da? Dintr-o dată o iau razna puțin, mă duc spre fanatism, da? Adică nu zice nimeni să nu te duci către anumite zone, dar trebuie să ai grijă cum o faci. Plus că să nu uităm un lucru, careul vorbește de o tensiune interioară pe care dacă nu știm să o gestionăm, o proiectăm în exteriorul nostru. Și un careu Neptun careu, să știți că te poate aliena. Da? Și aici, în jurul vârstei ăsteia, se întâmplă lucruri în familie, rudele, certuri, moșteniri, te dezamăgesc frații, te dezamăgesc părinții, te dezamăgesc unchii, bunicii, dacă te dezamăgește toată lumea aici și te superi cu părinții, te superi cu frații, te superi cu cumnații, te superi cu toți oamenii ăștia din familie, după care te superi cu ăștia de la serviciu, că ai impresia că oamenii nu te înțeleg, că oamenii te consideră nebun, oamenii nu înțeleg ce e în capul tău, dar și trebuie să aveți foarte mare grijă. Da? Neptun care e un Neptun, dacă nu știm să gestionăm, așa, o luăm razna, foarte ușor. Dacă vreți, e unul dintre momentele cele mai sensibile ale vieții. Din punctul meu de vedere, care întoarcerea lui Saturn și întoarcerea nodurilor nu sunt atât de periculoase precum este acest Neptun care e un Neptun. Pentru că, ce face? Să zicem că după Pluto care e o Pluto, ceva moare din tine. După opoziția Uranus-Uranus, te eliberezi de ceva. Dar le-ai trecut cu bine și totuși ești acolo, ești împreună cu partenerul, cu familia, cu copiii, minunat. Pe Neptun care e un Neptun, îți iau ochii cineva, ești în stare să pierzi tot ce ai avut tu toată viața doar pentru o vorbă frumoasă, doar pentru un zâmbet, doar pentru ideea de tinerețe. Și aici este un pericol de a intra în secte, e un pericol ca sănătatea ta mentală să o ia razna, e un pericol să te duci către tot felul de substanțe interzise, e un pericol ca și anxietatea asta legată de sănătate, începi să devii obsedat după
după celelalte faze de care vă spuneam, după celelalte tranzite, încep să fii obsedat, să mănânci sănătos, să bei sănătos, să dormi nu știu cât, pentru că nici organismul nu mai poate, da? Adică că se degradează, da? Noi îmbătrânim, e un proces natural, normal, biologic, normal, așa să nu credem ca o ce se întâmplă. Problema este că nu mai suntem convinși de ceea ce știam până în momentul respectiv. Și de cele mai multe ori să știți că atunci când se întâmplă acest care un Neptun-Neptun, după cum vă spuneam, pe la 42-44, întâmplarea sau nu, în societate se întâmplă niște evenimente. Că e o pandemie, că e un război, că sunt niște alegeri, întotdeauna se întâmplă așa, că așa e viața, este ciclică, vrei nu vrei, cu toții trecem atunci când avem Neptun care e un Neptun, trecem prin niște decizii majore în locul în care stăm, în țară, în instituții, mă rog, suntem tributari acestor evenimente. Da, e, când trecem prin acest care e un Neptun-Neptun, nu mai știi în cine să crezi, în stânga, în dreapta, într-o ideologie, într-alta, într-o filozofie, într-alta, începi să-ți dai seama că toată viața ai fost, de exemplu, de stânga și parcă dintr-o dată te duci spre dreapta. Pe de altă parte, să știți că și din punct de vedere psihologic și astrologic, undeva după 40 de ani, noi suntem mult mai conservatori. Iar aici careul Neptun-Neptun s-ar putea să ne dăm seama că am strigat anumite, cum să vă spun, anumite drepturi, anumite libertăți, am ținut cu anumite comunități, am ținut cu anumite partide, ceva de genul și dintr-o dată nu mai vrem să ținem cu ele, că ni se pare că exagerează, da? Și începem să vedem doar ce nu funcționează acolo și fără să ne dăm seama ne ducem în partea cealaltă, fie politic, fie artistic, fie psihologic, fie, v-am spus, da? Aici e o mare confuzie, e un mare haos, e o mare... Ba mai mult, nu mai avem încredere în partener, nu mai avem încredere în noi, de fapt. Trebuie să aveți mare grijă la careul Neptun-Neptun. Pe de altă parte, ca să vă îndulcesc puțin viața, toată lumea trece. Adică cei din generația voastră, cei născuți în anul vostru, de exemplu, treceți în același timp. Doar că în funcție de unde e Neptun în harta natală, acolo se întâmplă niște lucruri. Ce aveți grijă aici. După care, aici vine... După ce a murit ceva în noi, după ce ne-am eliberat, deci după ce a murit ceva cu careul Pluto, după ce ne-am eliberat de ceva, opoziția Uranus-Uranus, după ce am luat-o puțin razna și n-am mai știut cine suntem, careul Neptun-Neptun, ce credeți că vine undeva pe la 44-45? Saturn, opoziție, Saturn natal. Și ăsta este un moment definitoriu. Aș putea spune că Saturn vine să concretizeze, să cimenteze toate schimbările din ultimii ani. Da? În primul rând, țineți minte, întoarcerea lui de la 29 de ani te pune pe un alt drum, iar aici, în jurul vârstei de 44-45, îți arată dacă ai construit bine sau n-ai construit bine. Și în jurul vârstei de 44-45 ne liniștim. Devenim mai maturi, înțelegem că lumea în care trăim e construită într-un fel, acceptăm și partea materială concretă și partea spirituală, le integrăm pe ambele în viața noastră, nu mai ne dăm atât de mult în stambă, nu ne mai punem hainele cu care să șocăm. Aici alegem să ne ducem către o zonă spirituală într-un mod mai liniștit, mai autentic, sau alegem să rămânem cu propriile credințe, propriile valori. Aici oarecum și copiii noștri trec prin niște evenimente importante și părinții noștri de asemenea. Începem să ne călim emoțional, începem să ne dăm seama că viața doare din când în când, că viața nu e frumoasă tot timpul. Începem să ne dăm seama că atunci chiar îmbătrânim și că e cazul să nu ne mai pese de tot felul de scandaluri, tot felul de idei. Știți discuțiile alea care se poartă pe stradă, în metrou, în autobuz, ciciat, bârfele, știți? Adică pe la 44-45 începem să ne mai uităm la aceleași emisiuni, începem să ne schimbăm gusturile muzicale, începem să ne uităm în garderobă, să ne dăm seama, domnule, da, să-mi arăt și vârsta, dar din când în când să-mi permit să fiu și mai rebel și mai adolescentin. Aici suntem mult mai împăcați cu noi. Da? Deci procesul acesta de la, iată, de pe la 38, de la careul Pluto-Pluto, până la 44-45, când Saturn face opoziție cu Saturn din harta natală, trecem prin atât de multe stări printr-un carusel, da? Dar uite că pe la 44-45 ne trezim și ne dăm seama, domnule, am divorțat pe la 40-42, mi-a luat una mai mică cu 25 de ani, dar ce fac cu ea acum? Că ea vrea copil, eu nu știu dacă mai vreau copil, stai să văd. Sau femeile.
domnule, m-am apucat de facultate nouă, am divorțat, m-am eliberat, mi-am văzut de viață pe la 40, ok, hai să mă așez acum, hai să mă mut undeva, hai să văd ce fac cu copiii, hai să ajung la o înțelegere cu fostul soț, hai să intru într-o altă relație, da? Adică mi-am văzut de viață, acum e momentul să nu mai stau în tot felul de, dacă nu mi-am trăit viața și am vrut să am aventură, acum e cazul să mă liniștesc, da? Și culmea, să știți, foarte mulți, mai ales cei saturnieni, pe la 44-45 încep să construiască altfel și vor trăi altfel evenimentele vieții și o să spuneți normal, așa este. Dar uite că și din punctul de vedere astrologiei, al astrologiei avem anumiți parametri după care să ne luăm. Da? Iar aici oamenii încep să construiască noi afaceri, noi cariere, ba mai mult aleg să-și construiască drumul profesional diferit, pentru că își dau seama că de cele mai multe ori ideea asta de carieră le-a fost insuflată de societate, de familie și au tras, dar pe la 44-45 de ani își dau seama, doamne, dar vreau o carieră, dar uite, am găsit un alt domeniu, dar totuși în funcție de nevoile mele, în funcție de limitele mele, pentru că de la 44-45 și corpul are anumite limite peste care nu e bine să trăim. Și da, vrem să construim, dar trebuie să o facem într-un mod mult mai înțelept și mult mai deștept. Deci, iată, dragii mei, această criză a vârstei mijlocii e plină de evenimente astrologice, se întinde pe mai mulți ani. Important e să știți, după cum vă spuneam mai devreme, cu toții trecem. Adică dacă ești născut în 82, și ai anumite tranzite în momentul în care noi vorbim acum, adică gândiți-vă cei născuți în 82, așa, sunt undeva acum pe la 41 de ani. Deci au trecut de careul lui Pluto cu Pluto, sunt pe la opoziția Uranus cu Uranus, da? Deci toți cei care v-ați născut în 82 sau în 83 sau în 84 sau în 85, oriunde, cu toții veți trece prin aceste evenimente. Dacă toți colegii tăi de clasă, da, să zicem așa, dacă te întâlnești cu ei, trec prin aceleași evenimente ca tine, mai ales aceste evenimente care sunt date de planetele transpersonale, transgeneraționale, cele lente, da? Nu cele personale. Și când vă întâlniți cu toții de până ați amintiri, că asta se întâmplă, dar cu toții veți vedea că treceți printr-un moment. Unii vor accepta că trec, unii nu vor accepta. Că tocmai de asta vă spuneam, aceste tranzite, aceste aspecte importante sunt trăite diferit dacă le trăim într-un mod cât mai echilibrat, cât mai autentic. Nu zice nimeni să nu ieși razna, mai ales dacă tu nu ți-ai permis toată viața să faci o chestie din asta total aiurea, total la napoda, dacă nu ți-ai permis în adolescență să trăiești viața, să fii rebel, să te ceri cu părinții, crede-mă, în jurul vârstei de 40 de ani nu te mai înțelegi cu nimeni. De altfel e și bine să-ți permiți, dar trebuie să ai niște limite, pentru că altfel îți dăunezi ție, da? Deci trebuie să trecem prin aceste schimbări, vrem, nu vrem și mai am să vă spun ceva. Până ajungem la opoziția Saturn, de pe la 44-45, cu toții vom trece printr-un moment din ăla la care nu ne-am fi gândit. Dacă tu ai fost construit să crezi că nu există divorț și că nu are cum se întâmple, vei trece printr-un divorț. Dacă tu ai fost construit și ai zis, mie nu mi se poate întâmpla, eu n-am cum să mă bolnăvesc, vei trece printr-o problemă de sănătate. Dacă tu ai trecut printr-o zonă din asta, n-are cum să mă înșele nimeni, n-are cum să se întâmple, se poate întâmpla lucrul ăsta și te trezește la realitate și acolo apar niște procese foarte dureroase. Dacă ești în momentul în care zici n-am cum să pierd, adică știți ce vor să ne arate aceste tranzite? Că nimic nu este de la sine, că nimic nu ni se cuvine, da? Și ne trezesc tranzitele astea să ne trezim și noi ca undeva pe la 44-45 să devenim autentici și să ne trăim viața mai liniștit, mai în acord cu noi, să împăcăm partea spirituală cu partea materială, să împăcăm ce vrea societatea de la noi cu ce vrem noi de la societate. Da? Cert este că dacă acum 100 de ani aceste schimbări erau privite cu ochi foarte neplăcuți, vârfulițele, știți, de la colțul blocului, acum nu mai suntem acolo. Așa că vă încurajez, dacă în apropierea vârstei de 40 de ani simțiți că nu sunteți unde trebuie, nu mai suntem ca acum mulți, mulți, mulți ani, multe decenii, multe secole. Acum ne permitem. Acum reconversia profesională se poate face. Acum poți să ai o relație fără probleme și la o vârstă mai înaintată. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, dacă mai țineți minte cum era societatea, femeile după 40 de ani nu mai existau. S-a schimbat.
De vrea că lumea se duce într-o zonă mult mai conservatoare, dar nu cred că se va duce atât de exagerat acolo. Deci s-a schimbat și pentru femei și pentru bărbați. Atât ca femeie cât și ca bărbat. Dacă nu te simți bine, dacă nu ești unde trebuie, da, poți să încerci să repari, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Nu mai e timpul să trăim că mi-e rușine de mama, mi-e rușine de tata, mi-e rușine de familie, că nu îmi duc mai departe tradiția, mi-e rușine de societate, mi-e rușine de cei de la serviciu. Nu. Ăștia sunt ani care ne învață că dacă nu trăim acum ce n-am trăit o viață întreagă, nu o să mai trăim. Pentru că pe omul după 45 de ani îmbătrânim. Da, din toate punctele de vedere, biologic, anatomic, psihologic, și că ăla e momentul în care trebuie să ne dăm seama că nu mai avem timp pentru toate prostiile, pentru toate superficialitățile, pentru chestiunile astea de fațadă. Că de fapt tranzitele astea te bagă în niște furtuni interioare și exterioare puternice ca să-ți arate ce contează cu adevărat în viața ta. Deci trăiți-vă viața pentru că trăim alte vremuri și e păcat. Să vă priască recomandările mele. Să aveți o criză a vârstei mijlocii cât mai echilibrată. Dacă ați trecut peste ea, faceți acest exercițiu, să vă gândiți ce s-a întâmplat pe la 38, ce s-a întâmplat pe la 40-42, ce s-a întâmplat pe la 42-44. Știți de ce vă pun să faceți lucrurile astea? Pentru că la 51 de ani urmează întoarcerea lui Chiron, despre care o să realizez altă dată o emisiune, și după care spre 58 de ani a doua întoarcere a lui Saturn, și atunci iarăși vom vorbi despre alt subiect. Să aveți o zi minunată!